FC Argeș va juca sâmbătă primul meci oficial după 4 ani de la dispariția echipei. Echipa din Trivale va juca pe teren propriu împotriva celor de la Pandurii, echipă ce a ajuns în Liga Secundă după ce a retrogradat în primul eșalon valoric. La Târgu Jiu s-a construit o nouă echipă, cu toate acestea lucrurile nefiind chiar pe drumul cel bun. Și asta pentru că multe lucruri sunt încă nelămurite și vorbim aici despre lucruri de ordin financiar. La Pitești este entuziasm foarte mare, cel puțin la nivelul jucătorilor și antrenorilor, și asta pentru că formația este la un nou început. Jucătorii și conducerea așteaptă și o susținere importantă din partea suporterilor la acest prim joc din campionat. Duelul dintre cele două echipe va avea loc sâmbătă de la ora 11.